Sunt personalități cunoscute la Cluj, prieteni de-ai mei care știu că sunt maestri extraordinari, au fost foarte buni cu toții, deci lucrul meu a avut succes și a avut rezultate excepționale și toți s-au străduit la acest intensiv masterclass și ați văzut pe scenă această seară care au fost deci, rezultatele acestui concert. Deci au lucrat foarte frumos, deși numai o săptămână a fost foarte concentrat. Și cu această ocazie aduc felicitări grupului profesoral, deci la secția de canto, tuturor colegilor mei de aici din, cu care mă întâlnesc, de fapt, în diverse concursuri și festivaluri și jurii și felicit cu această ocazie. Deci le prevăd un viitor frumos acestor studenți. Cum îi vedeți, generația actuală? Sunt competitivi, adică se compară cu... Sigur că o să aibă greutăți foarte mare. Soliștii de astăzi? O să aibă greutăți foarte mari, pentru că condițiile sunt foarte grele, trebuie să-și suporte singuri cheltuielile financiare, dar... cariera e o luptă, trebuie să te lupți și să faci performanțe ca să poți să ajungi acolo unde trebuie. Comparativ cu colegilor de generație din alte țări, asta de unde se găsesc? Nu prea știu. Numai, deci, pe mine mă interesează cei de la noi, din țară. Și după cum știți că România are o tradiție extraordinară în arta lirică, sunt convinsă că vor avea și succes. Sigur, asta legat și de evenimentele politice și de ce se mai întâmplă. Dacă mai este apreciată lirica în țara asta noastră. Să fim sănătoși și să le urăm succes mai departe. La revedere!